Bună seara și bine ați venit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea citește, zâmbește și povestește. În această seară vă voi prezenta un unboxing de două cărți cumpărate de pe mall-ul online al familiei mele și anume elefant.ro. Aceste două cărți sunt noile apariții ale autoarei Agnes Martin Lucan, autoare de origine franceză. Și haide să îi dăm drumul cu prima carte. Prima carte scrisă de această autoare este lumina unui nou început. Și haideți ca împreună să o desfacem. Aceasta este. Și acum haideți să vă citesc sinopsisul. Putem fi fericiți când ne mințim pe noi înșine? La aproape 40 de ani, Hortens trăiește la Paris, are o școală de dans și iubește un bărbat căsătorit. Se amăgește că este fericită până într-o zi când o accidentare o forțează să se retragă în Provence pentru odihnă. Va profita de acest răgaz pentru a-și face ordine în viață și pentru a-și revitaliza pasiunea? Un roman impresionant despre alegerile care ne pun în situații paradoxale și despre puterea vindecătoare a introspecției. Și acum să vă citesc câteva păreri. În al șasele ei roman, Agnes Martin Lucan face portretul unei femei talentate care, în urma unei întâmplări nefericite, ajunge să-și reconsidere viața și să iubească din nou. Lumina unui nou început e o invitație călduroasă la descoperirea de sine și la o viață împlinită. Această părere este de publicația Lir. Scrisul lui Agnes Martin Lucan e o formă cu o forță descătușată, așa spune publicația franceză Le Parisien. Talentul de povestitoare al lui Agnes Martin Lucan este incontestat. Cunoaște în profunzime alfabetul complicat al iubirii. Această recenzie este scrisă de ziarul francez Le Figaro. Și acum să vă citesc câteva date despre autoare. După ce a profesat ca psiholog timp de 6 ani, Agnes Martin Lucan s-a dedicat scrisului, publicându-și primul roman, Oamenii fericiți citesc și beau cafea, în regim propriu pe platforma Kindle Amazon, în decembrie 2012. Remarcată rapid de blocuri atenți la mediul literar virtual, a crescut interesul editurii Michel Lafon, care i-a propus debutul în lumea editorială.
pictorială tradițională. Astfel, romanul său a cunoscut un succes uriaș, fiind tradus în multe limbi. Drepturile de ecranizare au fost așa achiziționate de casa de-a produsă de la Poli. Agnes Martinica se numără printre primii 10 ce mai bine rânduți sau cărți. Cărțile ei s-au vândut în Franța și în lume peste 2 milioane de exemplare și au fost traduse în 32 de limbi. La editura 3, pe aceeași autoare au spus: oamenii fericiți și beau. Viața e ușoară, nu-ți face griji. Îmi pare rău, sunt așteptată. Fericirea îmi scapă printre degete. Și încă aud muzica noastră în din. Dacă v-a făcut cu ochiul această carte, nu uitați că în descrierea clipului veți găsi link-urile către site-urile de unde le-am achiziționat, ca să le puteți achiziționa și voi. Să trecem la cea de-a doua carte și ultima. De-a doua carte este a doua nouă apariție de autoare și de această autoare ceea ce nu poate fi ascuns. Pe copertă ni se precizează că este de la autoarea fenomenului internațional Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Și acum, caiteți să vă citesc sinopsisul. Ray este o femeie de succes care, împreună cu cel mai bun prieten al său, Paul, are o agenție de comunicare. E foarte pasionată de munca ei și duce o viață fericită alături de noi. Băiatul său de 17 ani care se pregătește de bacalaura. În Rossi, în intermediul unuia dintre clienții săi, Paco, pe care se simte foarte acasă, Ren întâlnește pe iubitul ei din minerețe în Nico. E o revedere dulce amară, căci Nicolas a părăsit-o pentru o altă femeie, neștiind ce lasă în urmă. Dar unele lucruri nu pot fi ascunse la nesfârșit, iar adevărul e dureroasă, ies la iveală, pulvers în viața lui Rain, care trebuie să-și limpesească sentimentele și să hotărască pe cine iubește cu adevărat. Și acum, haideți să vă citesc părerile. Ceea ce nu poate fi ascuns este un roman emoționant care te face să meditezi asupra unor teme esențiale: iubirea, despărțirea și iertare. Așa spune publicația franceză Paris Match. Talentul de povestitoare al lui Agnes Martinica este incontestat. Cunoaște în profunzime lexicul complicat al iubirii, așa relatează ziarul francez Le Figaro. Scrisul lui Agnes Martinica e o forță de scătușată, așa relatează publicația franceză Le Parisien. Și acum, haideți să vă citesc despre a
au toale. După ce chiar tapați mai auzit-o, acum caită să vă reamintesc cine este aceasta și cu ce se ocupă. După ce a profesat ca psiholog dintre 6 ani, Agnes Martinica s-a dedicat scris publicându-și primul roman. Oamenii fericiți citesc și beau cafea, nu le țin probe pe platforma Kindle Amazon în decembrie 2012. Remarcată rapid de blocări litera, a găsit interesul editorului Michel Lafon, care i-a propus debutul în lumea editorială tradițională. Astfel, romanul său a cunoscut un succes uriaș, fiind tradus în mai multe limbi, iar drepturile de ecranizare au fost deja achiziționate de o casă de produse de la Hollywood. Cărțile lui Agnes Martinica s-au vândut în Franța, peste 3 milioane de exemplare și au fost traduse în 32 de limbi. La editura 3, pe aceeași autoare, o apărut Oamenii fericiți și deși beau cafea, viața e ușoară, nu-ți face plinș. Îmi pare rău, sunt așteptate, fericirea îmi scapă printre tece. Că aud muzica noastră în din și lumina unui nou început. Acestea sunt cele două cărți achiziționate de mine. Sper să le citesc cu drag și în perioada următoare, în limita timpului disponibil, căci sunt student la o facultate de prestigiu din București, voi reveni cu recenziile acestora. La revedere, o secundă, ne vedem în videoclipurile care vor urma.